E furat saxofonul lui Armin? Nu, asta nu. Este o... Bună seara, în primul rând. Este o creație proprie. Saxofonul e creație proprie? Da. Cum? Adică e un hobby de-al meu pe care îmi place să-l fac în timpul liber. Frumusețarea lui e creație. Da, frumusețarea lui. Am crezut că te-ai apucat să-i pui tu. Tu ai lipit toate cristalele alea? Da, da. Și nu-i schimbă... Gustul? Nu. Tonalitatea. Tonalitatea. Teoretic nu, depinde de instrument. Adevărul e că fiind un instrument foarte calitativ și bun, nu s-a întâmplat chestia asta. Bine, saxofonul acesta este mai mult de duminică, adică dacă înțelegeți, îl scoate din cutie mai mult duminică. Cum sunt șoferii, e la bun. E la bun. Da. E de trecut pe sumasă. Dar tu ai dreptate, dar nu e vioară, nu e Stradivarius. Probabil că te referi la... Nu? Rezonanță. Te referai la rezonanță. La rezonanță. Și Armin îl are la fel. Cumva. La fel. Tot îmbunătățit. Vreau să zic că oarecum ne-am inspirat unul de la celălalt, având de vedere că eu am cântat în formație cu ei, suntem prieteni și colegi, și oarecum a fost o inspirație unul de la celălalt. Mă gândeam că seamănă, da. Armin, uite, un rol important în sosirea ta în acest proiect, practic. Da, așa este. Noi suntem colegi... Colegi vecini sau... Nu. Da, colegi, da. Colegi. Cu Mona Lisa sunt vecini. Cu Mona Lisa, bravo. Mona Lisa care a jucat cu el în realitate. Da, exact. Da. Și azi o filmare, mâine încă o filmare, până când așa s-a întâmplat și am ajuns să fac parte la din acest proiectul. Frumos proiect. Așa este, la Perfecte cu Defecte. Care e defectul? Păi ăsta e defectul, că nu se găsește un defect. Defectul este că e puțin cam fițoasă. Ăsta e defectul, nu? Da, ăsta e defectul numărul 1, cred că. Am înțeles. Nu, eu am o vorbă. Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri, nu? Da, păi da. Sunt defecți. Da, eu ce pot să spun? Stai așa că face media și ce iese de aici. Adică el vrea, dar tu nu vrei. El vrea și ea ba. Sincer, nu știu cine mai mult vrea, pentru că de obicei eu sunt cel pentru care... Pentru că saxofonul ăsta costă mult. Adică... Exact. Eu sunt cel care sunt mai predispus la situații cumva ciudate din partea ei, adică gelozii sau chestii de genul ăsta și... Ea e geloasă pe tine? Oarecum, da. Păi din postură de ce? Colegi. Nu, Flavius... Așa vrea el să creadă, dar de multe ori, vă spun sincer, la evenimente sau când mai facem repetiții, pentru că noi cântăm împreună, ne cunoaștem de mici copii, bineînțeles că și avem o poveste foarte amuzantă, putem să o spunem așa foarte rapid. Da. Spune tu care te-a marcat. Da, eu cu Camelia ne cunoaștem chiar din liceu și toată treaba am început prin faptul că eram într-o zi în curtea școlii, ea a trecut pe lângă mine și mi-a plăcea de ceva timp de ea și mi-a zis, bună, ce frumoasă ești. Și reacția ei a fost de genul, vai, ce, cum ești așa, vrei să-l chem pe iubitul meu să te bată? Am zis, uite frate, zic la ce mă aleg de la un compliment. Am vrut să fac și eu un compliment, cu năbădei de la început, știi cumva. M-am simțit prost pe toată durata adolescenței, după care i-am cerut scuze. Da, adică am gândit-o. Cauza asta? Da, pentru că ce-a fost în capul meu să reacționez așa? E adevărat. Am greșit. Să zici tu mulțumesc. Dar ce să vă spun, acum nu mai scap de el. Nici la repetiții, nici la evenimente. Iubitul ăla nu mai e în peisaj. Nu mai e același, nu? Iubitul. Deci atunci nu era iubit. Era prea șmandicoasă, poate. Aha. Am înțeles. Dar îmi pare rău. Opa. Scuzele, sunt acceptate. Dar există cineva în peisaj acum? El. La mine, nu. La tine? Nici la mine. Ideea e că noi suntem doar strict colegi și prieteni. Păi și atunci gelozie de unde? Păi, uite, de exemplu, dacă eu știu, după repetiție sau după studio, ies cu beții la un suc, la o cafea, să mai ies cu o fată sau ceva, mă întâlnesc o cameră întâmplător. Dar tu ce faci aici? Dar cine e fata asta? Sau pe la evenimente, dar ce se uită fata aia la tine? Sau mă uit așa, zic, bă, cameră... Ce-ai mă cu el? Păi bine, eu cred că el își creează o realitate a lui. Foarte bine, dacă acolo se simte el bine. Dar nu e așa. Eu nu mai scap de el. De aceea face și el parte acum din proiectul Perfecte cu Defecte. Unde sunt eu... Este și Flavius. Păi, dacă suntem prieteni și colegi, să fim și la bine și la greu. Asta e greu sau ăsta e binele? Asta e binele, am venit la București, a venit și el. Păi, trebuie să faceți ceva cu dinamica asta între voi. Nu ne mă întâlnesc cu el de fiecare dată când îl urmăresc. Așa ceva, dar nu se poate. Dar deja nu mai suport. Să prinde. De fiecare dată mă vede, da. Adică, dacă tot ați venit, hai să și vedem.
cum sună. Adică știi, saxofon. Și venirea asta la București, cum să zic, bineînțeles, Camelia fiind mai fițoasă, a venit cu avionul, nu se pune problema să vină cu mașina. Eu am venit cu mașina ei pentru că, na, îți dai seama, bagaje, machiaje, da, haine, așa mai departe și, na. Și tot nu renunți. Nu mă dau bătut că, nu, na. Foarte bine. Fii antrenează-te. Ambițios. Exact. Fii ambițios. Exact. Hai să auzim și piesă. Cum se numește? Sau nu e cu da, nume? E. Dă-i la inimă ce-ți cere. Dă-i la inimă ce-ți cere. Da. Sper să vă placă și pare cu imnul Gale Eric Sef, dar era cu ficat. Dă-i hai la să ficat. Vezi ce faină e asta.